Moldovenii beau tot mai mult vin spumant. Perioada când aceștia deschid cel mai des sticle cu spumant este tradițional cea a sărbătorilor de iarnă. Statisticile oficiale arată că numai în 2018 moldovenii au consumat peste 8,8 milioane de sticle de vin spumant. Unde este produsă cea mai mare cantitate, aflați din materialul ce urmează. Companiile vinicole din țară au produs în 2018 peste 665.000 de decalitri de vin spumant, adică ceea ce ar fi în jur de 8,8 milioane de sticle. Creșterea este de 3% în comparație cu 2017. Aproximativ 70% din tot volumul a fost produs în municipiul Chișinău, după care urmează Găgăuzia și raioanele Călăraș și Strășeni. Tot cu 3% a crescut și consumul de vin. În 2018, volumul a ajuns la 17 milioane de decalitri. Cel mai mult vin a fost produs în sudul țării și în capitala. Fiecare a cincea sticlă a fost îmbuteliată în municipiul Chișinău, după care urmează Găgăuzia și raioanele Cahul și Cantemir. De asemenea, stăm bine și la consumul de sucuri, volumul fiind în creștere cu 13%. În total, în 2018, în Moldova au fost produse peste 63 de milioane de litri de sucuri din fructe și legume. Și aici capitala deține întâietatea, urmată de raioanele Edineț și Soroca. Companiile locale au produs în 2018 și peste 12,5 mii de tone de fructe conservate.